Bună ziua, acesta este primul videoclip din o serie de videoclipuri prin care urmărim să învățăm despre utilizarea pachetului Google for Education. Vom începe cu logarea. Informațiile de logare le cunoașteți toată lumea, v-au fost transmise. Pentru a ne loga prima dată, avem nevoie să pornim un browser web. Un browser web puteți avea Google Chrome, Firefox sau Edge este disponibil pe Windows 10 sau Internet Explorer. Da? Oricare dintre aceste aplicații le puteți folosi. Vom pune Firefox. În aplicația Firefox trebuie să mergem la adresa accounts.google.ro. Acolo avem o fereastră în care va trebui să introducem adresa de e-mail pe care am primit-o. Adresa de e-mail o cunoașteți. Acesta este un ecran în care nu avem niciun cont pe acest browser reținut. O altă variantă ar putea fi aceasta în care aveți un cont deja disponibil și atunci va trebui să dați click folosiți un alt cont. Și atunci obținem același ecran, da, și în Firefox și în Google, în care folosim un nou cont Google. În cazul nostru, vom pune adresa de e-mail. Da? De multe ori sunt întrebat, se scrie cu litere mici sau cu litere mari, indiferent. Litere mici întotdeauna funcționează și litere mari, dar standard este să folosim litere mici. La parolă, în schimb, contează. Bun, mergem înainte. Introducem parola secretă care ne-a fost furnizată. Dăm înainte. Pentru acest motiv, aici avem acum nevoie să introducem o nouă parolă și să introducem acest text care este afișat aici. Fiecare va primi un alt astfel de text de introdus. Dacă bine l-am văzut. Dacă nu este bun textul, mai încercăm o dată. Trebuie să repunem parola. Lo-no-wing. Cred că am confirmat parola, am salvat-o, e aceeași parolă, am pus-o din nou, deci nu am schimbat parola la acest moment, acceptăm detaliile acestui cont și am ajuns în aplicația de internet în care ne furnizează aceste informații. Hai să facem un tur. Aici avem tot felul de detalii, dar ne focalizăm acum pe ce avem nevoie. Da? Aici avem un buton cu semnul întrebării care ne ajută să găsim informații utile. Aici sunt informații despre cont, în care ne putem gestiona conturile, conecta și deconecta cu alte conturi. Și în acest grid, da, de 3x3, punctulețele acestea, avem acces la aplicații. Aplicațiile care în mod deosebit le vom folosi sunt e-mail-ul, drive-ul, acolo este ca și un drive pe calculator, este un drive atașat acestui cont Google pe internet în care veți putea de asemenea face foldere și salva informații, Google Classroom, o să intrăm în detalii și acolo, veți putea vedea resurse pentru fiecare oră, în principiu dacă profesorul va folosi această platformă în acest fel, documente de tip Word, foi de calcul de tip Excel, prezentări de tip PowerPoint, da? Și calendare și alte asemenea aplicații. Le vom lua pe fiecare pe rând. Astea sunt aplicațiile. Dacă ați ajuns până aici, ați reușit și veți putea da click pe oricare din aceste aplicații și să vedeți conținutul acestor aplicații. Da? Aici este aplicația de e-mail, cu un scurt intro, sau putem merge în Google Drive, da? Contul de Google Drive, nu avem nimic în el, bineînțeles, abia am avut primul acces, documente de tip Word, așa cum vă spuneam,
putem crea un nou document, îi dăm un titlu, da, și putem scrie ca și în Microsoft Word și să-l edităm. De asemenea, așa cum ați putut vedea aici sus în bară, pentru fiecare aplicație mi-a fost deschisă o fereastră nouă, da, email, drive, da, pot aici să aleg să deschid o altă aplicație de tip foi de calcul, în care creez o foaie de calcul fără conținut, da, în celule ca și în Excel, rânduri și coloane, și de asemenea o aplicație de tipul PowerPoint numită prezentări, slides în limba engleză, tot așa, putem crea una nouă și să creăm conținut, selectăm template-uri, creăm taburi noi și o să avem o prezentare de mai multe feluri, da? Fiecare slide cu titlul lui și cu informația corespunzătoare. Cam asta este pe scurt, o să revenim cu fiecare în parte. Deci este contul dumneavoastră Google cu email, cu drive, prezentări, foi de calcul și documente scrise pe care le veți putea folosi în acest scop educațional.